Psalmistul David spunea în cuvântul său: mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești ca o cetate făcută dintr-o singură bucată. Aș vrea ca această cetate, dar mă refer la cetatea care Domnul vrea să o facă, din aceste pietre vii, și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Aș dori ca aceste pietre vii să rămână pentru totdeauna în templul acesta și niciodată să nu fie date afară. Dragii mei, în prima parte aș vrea să pun o întrebare. Cum îl primim noi pe Iisus în inima noastră? Repetăm și noi istoria vechiului Israel? Și ca răspuns a acestei întrebări, aș vrea ca să recit o poezie. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică al celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se numească copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nici din voia firii vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Când părăsit ai curțile divine și în lumea de păcat ai coborât, nu s-a găsit un loc și pentru tine, o cerușine, nici măcar atât. Din câți ai tăi aveau palate și castele, a fost destul de întristător să poposești în ieslea de nuiele, o Israele, împietrit popor. Și câți au așteptat venirea ta cu daruri și cu flori? Ierusalimul doarme. Nu-i nicio așteptare. Doar umili păstori și magii din depărtare plâng îngerii de atâta nepăsare. N-au vrut să recunoască în tine al vieții dătător. Alții te-au alungat chiar din cetate, prin asta sigilându-și soarta lor, dar tu, îndurător, voiai să ierți de toate. Pe copilași primeai cu gingășie, la cei ce nu vedeau le dăruiai lumină, pe păcătoși iertai cu duioșie, iar cu credincioșie celor obosiți le dai a ta odihnă. Durerilor tu datule ai alin, bolnavilor adus ai vindecare, pe întristați îi iertai cu al tău cuvânt blajin, de viață plin balsam de binecuvântare. Deschis au dar ei inima spre tine a lor salvare, o neam nedem răzvrătitor, nu-ți închisești degeaba. Când i-a întrebat Pilat pe cine vor, strigau în gura mare cu disperare: noi îl vrem pe Baraba, îl vrem pe Baraba. Iată răsplata sfintelor minuni. Mai mult, o cruce grea, ocări și suferințe, iar pentru mila ta, piroane în picioare și în mâini și o cunună de spin ca drept recunoștință. Așa ai tăi dar te-au primit. Dar astăzi noi te vom primi mai bine? Cu o inimă zdrobită, cu sufletul smerit, recunoscând că te iubim jertfindu-ne ca și tine? Sau ca și ei te dăm pentru un tâlhar? Cum? Crucificându-te prin fapte de rușine și te-om sili să urcează iar al Golgotei calvar,
cu lacrimi și suspine. Amin. Doresc ca mesajul acestei poezii să ne ajute ca noi să-L primim pe Mântuitorul, ca să rămână, să fie și să rămână Domn și Mântuitor în inimile noastre și în bisericile noastre. Cu El trăind, viața mi-e paradis. Cu El murind, moartea pare un vis. Spre El privind, cerul mi s-a deschis. Clipă de clipă de clipă în dragostea Lui, clipă de clipă spre viață mă sui. Văd mila, slava de om Dumnezeu, clipă de clipă al Tău sunt. Nu-i vreo ispită să n-o fi știut, nici vreo povară sub care a căzut. Nu-i vreo durere să nu-l fi durut, clipă de clipă cu El am trecut. Clipă de clipă în dragostea Lui, clipă de clipă spre viață mă sui. Văd mila, slava de om Dumnezeu, clipă de clipă al Tău sunt, al Tău. Grija să piară și orice amăgiri, boala să piară și orice tâneguiri. Domnul veghează acolo în măriri, clipă de clipă trimite-n tării. Clipă de clipă în dragostea Lui, clipă de clipă spre viață mă sui. Văd mila, slava de om Dumnezeu, clipă de clipă al Tău sunt, al Tău. Amin. Că suferințele noastre de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Ne învăța prin cuvântul Sfânt Apostolul Pavel, iar Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne învață prin ultima fericire din Evanghelia lui Matei, capitolul 5. Bucurați-vă și veseliți-vă când din pricina numelui meu oamenii vă vor prigoni, vă vor ocărâ și vă vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate. Bucurați-vă căci răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au fost prigoniți și prorocii și apostolii de mai înainte. Iubiții mei, frați și surori, iubiți tineri, mă îndrept în deoseb către voi și voi, iubiți copilași, doresc din toată inima ca experiența de acum
ce va urma, să fie un mijloc prin care Domnul să ne întărească viața spirituală, să ne pregătim, pentru că în fața voastră, ca ostași ai crucii lui Hristos, în fața noastră, ca popor al lui Dumnezeu, ne stă o mare încercare. Această încercare o numește Cuvântul lui Dumnezeu Noaptea Strâmtorării lui Iacob. Și pentru ca în lupta aceasta decisivă să intrăm pregătiți, m-am gândit, și așa cum și frații au anunțat, ca să prezint, nu pentru a ne scoate în evidență că noi am fost cineva, nu. Fără Iisus Hristos Domnul, suntem nimic. Și toate încercările care au fost în Biserica lui Dumnezeu și biruințele care ei le-au avut, nu le-au avut că ei au fost puternici, ci că Domnul Dumnezeu i-a ajutat și i-a binecuvântat cu putere, cu rezistență și cu o credincioșie care nu s-a temut nici chiar în fața morții, a lanțurilor, a cărtușelor și a celulelor întunecoase ale închisorii. Așa, după cum spuneam și cu câteva zile în urmă la aceea întrunire ce a avut loc aici în biserica dumneavoastră, unele experiențe din timpul anchetei, din timp anchetelor, de fapt, căci au fost mai multe zile de anchetă, aș vrea ca și acele experiențe și această experiență ce o voi spune acum să ne ajute să înțelegem că poporul lui Dumnezeu întotdeauna a fost încercat. Dar biruința a fost a Domnului prin uneltele sale slave. Am fost dus din Periș, dintr-un loc unde nu eram decât despărțit de familie, de părinții mei, de surorile mele și de frații mei scumpi și dragi. În scurte cuvinte vreau să vă spun că la Periș am stat în colonia de muncă ce aparținea de penitenciarul Văcărești 3 luni de zile. N-am simțit că sunt la pușcărie decât prin deosebirea că nu eram acasă între ai mei. De ce, dragii mei? Acolo, în șantierul unde eu lucram, era un complex foarte mare de porți, se construia atunci. Cine credeți că lucra ca civil? Fratele Nelu Muntenașu și Titu Muntenașu cu o echipă de frați reformiști și adventiști din zona județului Iași, de la Budăi, Podul Iloae și din zona aceea. Vă spun sincer, în câteva cuvinte, când am ajuns în colonia Periș, am raportat, și acesta era obiceiul, raportam de fiecare dată când ne muta dintr-un loc în altul, dintr-un penitenciar în altul. Când am ajuns acolo, am raportat ofițerului de servici că eu nu lucrez sâmbătă, începând de vineri seara, înainte de apusul soarelui, mă pregătesc până sâmbătă seara după apusul soarelui. Și ofițerul de servici consideră și cred lucrul acesta că a fost călăuzit de Duhul lui Dumnezeu în momentul acela. Mi-a spus așa, tinere, noi aici, pe cei care vor să-și țină credința și sunt condamnați pentru credință, noi nu-i prigonim. Tu ești liber să alegi. Dar sfatul meu este ca să mergi pe punctul de lucru în ziua de sâmbătă, fiindcă nu stai aici închis între zidurile închisorii. Ești în libertate, l-a chemat și pe domnul Cutoner, al șefului punct de lucru, și a spus domnul Cutoner, tovarășul Cutoner, fiindcă între ei așa vorbeau, uite, acesta este un sâmbătar care a fost condamnat pentru că a vrut să rămână credincios Dumnezeului lui.